Bună seara, doamnelor și domnilor! O să încep spunându-vă ceva ce cu siguranță știți. Meciul cu Argentina, România-Argentina, de la Mondialele din 90, din Italia, de la Napoli, a rămas unul de referință în istoria fotbalului românesc, pentru că naționala noastră a reușit acolo 1-1 cu Argentina lui Maradona, care Maradona era în plină glorie. L-am adus în fața dumneavoastră în această seară pe eroul acelui meci, mă rog, eroul poate că e prea mult spus, pe cel care a marcat unicul gol al naționalei noastre, meciul s-a terminat 1-1, cum bănuiesc că vă aduceți aminte, l-am adus pe Gabi Balint și zic bun venit. Bine v-am găsit. Ce faci, Gabi? Bine. Afară de faptul că n-ai păr, arăți senzațional. Știu. Sunt ok, sunt bine. Încerc să mă feresc și eu de acest COVID. Cum pot traversez pandemia asta? Mie mi-a fost ușor de traversat pentru că am stat mult timp la Bistrița. Acolo am o casă la țară. Și cât de la cât am... St. George? Nu. La el, în Crainimăt, e un sat lângă Bistrița, la 12 km. O casă săsească veche, de 100 ceva de ani am restaurat-o și am grădină, acolo am livadă. Și cu prințul Charles, ce luați case vechi și le restaurați. Da, și apropo, chiar prinț îl cheamă și pe prietenul meu cel mai bun de acolo, care e un câine ciobănesc german. Așa. Dacă tot ați amintit de prinț, da, cu el acolo, cu prietena mea, a fost bine, cu tatăl meu. Dacă tu ești născut la St. George. Eu sunt la St. George, băi, dar e mai mare distanță. Eram convins că e casa acolo, nu? Am acolo apartamentul în care am copilărit. Este la fel făcut cum era pe vremea comunismului. Exact așa l-am ținut. Deci acolo merg când vreau să-mi aduc aminte de copilărie, întotdeauna. Și spune, Gabi, și ca să vii la televiziune, ce făceai? Drumul de la Bistrița la București? Sau? Da, fac ce? Și acum. Fac. În general l-am făcut cu avionul până a început pandemia. Acum îl fac cu mașina. Avionul de la Cluj? De la Cluj. De la mine, de acolo până la Cluj, fac o oră, o oră și un sfert. Și de acolo cu avionul. Că eu te știam mare amator de motociclete, de Harley Davidson. Mai ai Harley Davidson? Da, bineînțeles. Și eram... ai și... colecție? Sau? Nu, am una singură, e veche deja. Stelea mă tot ceartă că ar trebui să-mi iau una nouă, că deja e, nu mai e la modă, dar din contră, mie îmi plac lucrurile vechi și țin foarte mult la ea. Și merg cu ea. Și acum am mers. Eu nu mă pricep, dar cred că un Harley Davidson costă cât o casă, nu? Aia nu e chiar așa. Bine, depinde. Cât o garsonieră, sigur. Da. Și acum ai venit cu mașina sau ai venit? Acum... Am înțeles că ai și un scooter, adică ești dotat, nu? Da, nu. Am venit cu mașina, am vrut să vin cu motorul, dar mi-era puțin greu cu Waze-ul ca să mă descurc să ajung aici. Zic, mai bine am mașina, am aer condiționat, totuși e foarte cald pentru motor. Nu e greu și fără Waze, deși venim aici zilnic. Da. Bun, Gămița, hai să o luăm cu meciul cu Argentina, ăla de care am zis eu că e de referință. Ce-ți mai aduce aminte din perioada aia, din momentul ăla, ca să zic așa? Da, mi-aduc multe, multe lucruri aminte. Și supărarea pe care am avut-o la primul meci când n-am jucat, că ar fi trebuit, consider și acum că ar fi trebuit să joc titular cu RSS. Și chiar domnul Ienei, înainte de meci, mi-a spus, când plecam spre stadion, vezi că joci, te pregătești, te concentrezi. Și pe drum s-a... Și la stadion, că eram la stadion, atașat de presă. Da, la stadion aveam ședința și... Am ieșit să vedem gazonul, mi-am pregătit ghetele, pormă în vestiar, eram pregătit, așteptam să ne vorbească domnul Ieni și când a anunțat formația, a anunțat-o cu Răduciuiu. Și în momentul ăla am simțit că vreau să mă ridic și spun, dai, mi stați puțin că ați greșit, eu trebuie să fiu. Dar am tăcut, în fine, știu ce s-a întâmplat, nu vreau să discut pentru că nu sunt niște lucruri prea plăcute și asta e, a trecut. Poate că așa a fost să fie, poate că așa trebuia să fie. Pile să joace Răduciuiu, nu știu, nu discut lucrurile astea, au trecut. Încă o dată, eu întotdeauna am crezut în destin și dacă așa a fost să fie, poate că dacă jucam cu RSS, jucam prost și după aceea nu mai m-ar fi scos din echipă și n-aș fi putut să joc cu Argentina titular, să marchez golul. Adică, nu știu cum era. Franțuzului, aquel que chose malheureux bon. Da, pentru că eram trei atacanți, zic bune atunci, și Răduciuiu și Cămătaru, da? Cămătaru nici n-a apucat să joace la acel mondial și... Am avut o șansă, că Răduciuiu a jucat slab în meciul cu URSS, după aceea în meciul cu Camerun eu am intrat, el a jucat tot la fel, mai șterg și am intrat eu și am dat golul acela pe final la 2-0 pentru ei.
Iar apoi meciul cu Argentina... Bine, era o perioada de început, aia de vânzoleală după Revoluție, când impresarii aveau un rol important. Da. Titularizau jucătorii ca să-i vândă. Ce da, este... aveau și ei o influență, să zic așa, asupra echipei, cred. Plus că era perioada de început când noi eram pur și simplu amatori. Pentru că noi, din cauza asta, n-am mers mai departe la cel mondial, în meciul cu Irlanda. Am fost amatori. După meciul cu Argentina am făcut petreceri pe acolo. Am făcut ceea ce nu era normal să facă un jucător profesionist. Dar noi, prima oară la un campionat mondial, de-abia ieșiți în lume, 100.000 de impresari pe lângă noi, deja vedeam contracte, deja eram cu gândul în altă parte, am pierdut concentrarea și a fost acel meci cu Irlanda care... Eu mi-aduc aminte că eram, vorba aia, volens nolens în mijlocul vostru, da. Prea știam pe ce lume suntem. Adică lumea se schimbase complet pentru noi și nu prea... Da. Cum să spun, ne adaptam la o lume pe care n-o cunoșteam. Da. Da. Meciul ăla cu Argentina, de Maradona, vă era frică? Eu știu că vă era frică. Adică toată lumea l-admira. Maradona era un idol pentru noi toți atunci. A clar. Și rămas pentru mulți. Și pentru mine era la fel. Eu mi-aduc aminte chiar la încălzire, că tot trăgeam cu ochiul la el, cum se încălzea. Avea un stil să încălzească singur. Practic, aproape dansa la încălzire. Cu mingea se juca, da. Deci nu participa la o încălzire de echipă, de grup. Și când îl vedeam așa, mă uitam la el cu coadă ochiului, vedeam ce face cu mingea. Dar, da, și mi-aduc aminte că la prima intervenție, el mi-a făcut un fault, a început meciul și la câteva minute am încercat să-l driblez și mi-a făcut un fault, iar apoi și eu la o fază, lângă careul nostru, un lateral, l-am tras, un fault destul de periculos, pentru că erau foarte periculoși la faze fixe, ca dovadă că au și marcat din acel corner. Și cam asta a fost contactul meu cu Maradona în tot... Vorbea, înjura lumea, foarte mulți reproșează că se purta urât cu adversarii în perioada lui de glorie. Nu mi-aduc aminte lucrul ăsta. Probabil că trebuie să-l întrebați pe Rotariu, că el a marcat tot meciul. Rotariu a fost omul. Da, dar nu știu dacă... Oricum, era un zeu acolo, pentru că jucam la Napoli, acasă la el, deci tot stadionul era cu el... Pentru noi a fost un rezultat extraordinar acel 1-1, mai ales că a fost după un meci în care noi am dominat în bună parte a jocului Argentina. Ne-am creat ocazii mai mari decât au avut. Da, a fost o surpriză plăcută din punctul nostru de vedere. Și apropo de ce spuneai tu, eu mă aduc aminte că bietul Ion Alexandrescu, Dumnezeu să-l ierte, m-a trimis să spionez un antrenament al Argentinei, pentru că aveam firește și legitimație de ziarist. Și cu greu am intrat la antrenament. Într-adevăr, nu avea nicio legătură cu antrenamentul echipei, Maradona vorbesc. El se plimba pe marginea terenului așa, iar ce făcea cu mingea nu era impresionant, era uluitor. Da, adică mergea așa și plimba mingea pe cap cu călcâiul, cu ceva, cum să spun, era absolut fascinant. Așa e. Iar, din păcate, sigur că, din păcate sau din fericire, în meci era altă istorie, alt registru, că era adversarul care nu te lăsa să mai jonglezi. Acel meci a fost meciul practic al lui Hagi, că el a fost omul meciului, din punctul meu de vedere, și a fost meciul în care Hagi a fost peste Maradona. Adică asta mi-a rămas mie, chiar și după meci, când au făcut schimb de tricouri, că au făcut schimb, chiar și Maradona a fost, cum să spun, bucuros că poate să facă schimb de tricou cu Hagi. Nu numai Hagi era cel care s-ar fi bucurat pentru tricoul. Dar culmea, știi care e? Că Hagi are tricoul lui Maradona. Acum nu mai are, că i-a dispărut, l-a furat cineva. Acum când am vrut să... Când am sărbătorit în ziar de la meciul ăla, nu știu câți ani au fost, mă rog, nu e greu de calculat. 30 de ani. L-am rugat pe Hagi să facă o poză cu tricoul. Și a zis, nu e nicio problemă, tricoul lui Maradona. După care m-a sunat supărat rău și a zis, Ovidiu, nu-l găsesc. Nu-l găsește nimeni. Toată casa, Marilena, toți am căutat tricoul, zice, nu mai știu, l-am pierdut. El avea un bar acolo la Iachi, la hotel, când... Da, și când avea... Și avea tricourile puse în niște tablou, în niște rame. Și acolo, pe scări, când coborai din barul respectiv, era ușor să bagi mâna, să tragi un tricou. Nu, l-am crezut. Și a dispărut, i-au dispărut tricouri de acolo. L-am crezut și am să spun de ce l-am crezut, Gabi. Pentru că eu am avut și eu sunt mare fan Maradona, am avut și eu un tricou pe care mi l-a dat Ion Crăciunescu. Ion Crăciunescu a arbitrat
un meci al lui Maradona când juca la Napoli. Da. Eu sunt și fan Napoli și mi-a dat tricou așa ca un, de ziua mea, ca un mare, nu mai știu unde. L-am pus atât de bine că am avut grijă de el că nu mai știu. Bine, m-am și mutat de mai multe ori. În sfârșit, bun, povește de mult. Gabi, zi-mi așa, sper că tu nu ești între cei foarte puțini care au rămas supărat pe Ienei pentru... Da, nu, dar nu am rămas, niciodată n-am fost supărat pe domnul Ienei, sau din contră, îl admir, îl iubesc pe domnul Ienei, ca pe tatăl meu, pentru că el a însemnat enorm în timpul când am fost jucător. Și apoi, nu uitați că am fost cu el și antrenor secund când ne-am calificat mai departe pentru prima oară la campionatul european în 2000, în Belgia și Olanda atunci. Pentru mine va rămâne întotdeauna omul care m-a ajutat foarte mult. Fără el, nu știu dacă aș fi reușit să fac în fotbal ce am făcut. Echipa națională, nu numai meci cu Argentina, meci cu Danemarca, când m-a băgat titular și am reușit să marchez două goluri la calificarea noastră. A fost chiar un meci în care el a riscat cu mine în momentul ăla. Ai fost secundul lui Ienei și ai fost și secundul lui Iordănescu. Bineînțeles, la cu Iordănescu din 5 America. Ani. Da, 5 ani a fost. 5 ani. Nu, în 94 am fost directorul sportiv, dar după aceea am intrat ca antrenor secund și am fost la celelalte campionate. Chiar Hagi îmi spunea și nu știam. Zice, băi, tu știi că ești omul din fotbal cu cele mai multe participări la o competiție mondială sau europeană? Jucător, antrenor sau director sportiv? Și am stat și m-am gândit și într-adevăr are dreptate. Da, de la junior, de la... Da, mi-a făcut el calcul. El tot timpul spune, bă, tu ești prea modest, că tu niciodată nu vrei să spui ce ai făcut și ce ai drept. Și zic, ce să, lumea știe ce am făcut, asta e. Uite o chestie pe care tu sigur nu o știai. Și într-adevăr, am două campionate europene de juniori, un campionat mondial de juniori, de tineret. Campionate mondiale ca jucător și ca antrenor am trei. Campionate europene, deci sunt foarte multe competiții lumea la care am participat. Lumea cred că a uitat, tu ai făcut parte din echipa care a jucat, echipa cangurilor, da. Care a jucat la mondiale din 81 Australia. În Australia, da. 81, nu? Da. Ce-ți mai aduce aminte? Iar sărim de la una la alta, da? Da, ce să-mi aduc aminte? De o comportare extraordinară a echipei cu subagheta lui domnul Cerneanu, Dumnezeu să-l ierte și pe dânsul, că a fost un antrenor și el un apropiat al jucătorilor foarte bun, a fost din punctul ăsta de vedere, și am avut o grupă grea cu Brazilia, cu Italia, cu Corea, Corea de Sud, iar apoi am jucat cu Uruguaiul, care era favorita, cu Francescoli în echipă, favorita câștigării campionatului mondial. Pe urmă am jucat finala mică cu Anglia, deci ce să-mi aduc aminte? De Gabor, care a fost numărul 1. Da, exact. Deci a fost Gabor fenomenal, a dat niște goluri acolo. Mi-aduc aminte că am jucat toate minutele, eu cu Rednic și cred că a mai fost portarul sau da, încă un jucător care am jucat toate minutele la acel campionat mondial. Da, ăla a fost un alt moment de referință pentru fotbalul nostru. Da. Un moment în care, cum să spun, am ieșit iarăși la suprafață. Păcat că nu s-a spus și nu s-a scris. Da, s-a trecut ușor. Da. Ar fi trebuit să fie 50 de ziariști care numai asta să scrie. Pe vremea aia nu prea mergea nimeni. Da. În Australia însemna... Okay, aia, măcar niște imagini sau dacă erau, da, acum am descoperit niște imagini la replay, am văzut de atunci cu golurile lui Gabor și chiar mă vedeam la, eu aveam atunci 18 ani, aveam, aproape 19. Bun, acum dacă ne întoarcem, Gabi, și te rog eu să încerci o comparație între Ienei și Iordănescu, cei doi antrenori cărora ai fost secund. Ce ai zice? Care, din punct de vedere care e mai al antrenorului? Sau, știi, da. Știi cum vorbesc ziariștii? Care e cel mai mare? Care restul se pierde în ceață? Mie, acum, sincer, mi-e greu să fac o diferență, să spun care e locul 1 și care e locul 2. Da, pentru da, că sigur. Amândoi au avut o influență extraordinară. Iordănescu, chiar și ca jucător asupra mea. Când am venit la Steaua, el m-a luat sub aripa lui în prima zi, când m-a cunoscut. Și mi-a zis, de azi înainte, tu faci cu mine la antrenament pase, stai lângă mine, că vreau să te învăț multe lucruri și să ajungi un fotbalist mare. I-a plăcut de felul meu de a fi, ardelenesc, așa cum eram eu, mai retras, mai tăcut. În fine, apoi domnul Ienei, la fel, care mi-a dat foarte multă libertate, care m-a ajutat foarte mult. Hai să zic că Ienei era ardelean de-al tău, el fiind da, ardelean. Da, maghiar chiar, care, da. Adică taică-meu e maghiar, deci sunt și eu jumătate maghiar, și jumătate săsoaică, da. Da. Adică ești și în Rudi și cu Ducadam. Sunt, da, într-un fel, da. Ce să spun? E oricum diferiți. Domnul Ienei e mult mai apropiat de jucători, un tip mai cald, un tip care
a dat tot timpul încredere jucătorilor, libertate în teren, a imprimat un aplomb ofensiv întotdeauna echipei, adică pentru noi nu exista o echipă mai bună ca noi, indiferent cum se chema. Noi eram cei mai buni. Domnul Iordănescu, mult mai tactician, mai mult bazat pe tactică, câteodată poate temător în anumite momente când poate trebuia să fim mai ofensiv, el își lua, eu știu, nu avea de multe ori curaj să facă lucrul ăsta, deși noi aveam o echipă foarte ofensivă. Aici îi aduc un reproș, să spun așa, și pentru faptul că la un moment dat, când a venit Hagi la Steaua, eu am sărit pe bancă. Și da. El, în momentul ăla, îmi spunea că, băi, nu pot să joc, voi sunteți amândoi ofensivi, eu nu pot să joc cu doi jucători ofensivi. Și eu îi explicam, noi suntem Steaua, ne distrăm în campionat și asta. Aia, înțeleg, în cupele europene, poate mai preferat, de exemplu, pe săracul Bălan. Pentru că era un jucător mult mai defensiv decât mine, alerga mai mult în zona de mijloc, eu eram mai mult cu mintea în atac. Și asta poate i-aș fi reproșat, că dacă era puțin mai încrezător în echipa care a avut-o și dădea mai mult aplomb ofensiv, însă oricum, amândoi antrenori foarte mari. Amândoi antrenori mari. Fără îndoială. Și aici vreau să-l amintesc pe Mircea Lucescu, chiar dacă era la echipa rivală, care pe mine m-a debutat la echipa națională, care m-a ajutat la fel foarte mult, sfaturile lui nu o să le uit niciodată, pe care le-am primit atunci, începând de la juniori, când eram la Hunedoara, jucam meciul cu Ungaria de calificare la campionatul european și el a venit cu o zi înainte la noi în vestiar și ne-a motivat pentru acel meci. Deci nu am uitat nimic și dacă ar fi să mulțumesc, în primul rând, acestor trei antrenori, le mulțumesc pentru tot ce au însemnat în viața mea de fotbalist. Apoi trebuie să-i amintești pe ceilalți care mai sunt destui cu care am lucrat. Acum, revenind la comparație, Ienei mai poet, să zic așa, mai boem, Iordănescu un timp mai dur, nu? Mai aplicat. Mai dur. Da, domnul Ienei mai calculat, mai iertător, să zic, că cum eram și noi. Și noi mai făceam prostii. Dar, mai boier, ca dar, să folosim. Dar știa să treacă peste ele, practic te obliga într-un fel, făcând o gafă, o prostie în viața particulară sau așa, te obliga pentru că te ierta, te obliga într-un fel să-i mulțumești pentru asta. Să te simți prost. Te motiva mai mult, da. Domnul Iordănescu era disciplina stalinistă, să zic. De multe ori, chiar și când am lucrat cu el ca antrenor, mă enerva cât era adică... Tipicar și mă spunea, da. Vreau să-mi faci rost de un meci Columbia cu nu știu cine, care juca înainte de Mondialul din America. Caută-l, vezi, te duci, cine are satelit, îl înregistrezi, că dacă nu vii cu el, nu am de unde să fac rost și ai încurcat-o cu mine. Nebuneam, căutam să fac, mă duceam la prieteni care aveau satelit, să trag meciul. Eram fericit că l-am adus, el mai avea două casete cu meciul respectiv. Da, una era din Columbia, de la ambasada României de acolo, unul era de nu știu. Adică era tot timpul tipicar și să fie informat, să aibă din mai multe surse. Acum, când am plinit 70 de ani, gazeta i-a dedicat 15 pagini, 12 pagini. M-a sunat și am zis, te rog să-mi ții niște ziare, că nu găsesc ziare, că nu știu. I-am ținut niște ziare. A venit aici la emisiune și zic, puiule, ți-am ținut. A, zice, am 10 bucățile. El, da. Probabil că a mai rugat vreo 5-5 și asta îmi confirmă ce spui tu. Gabi, vorbind despre perioada aia, știi că a fost o întreagă polemică publică. Dom'le, cine avea mai mare influență? Steaua sau Dinamo? În perioada dinainte de 89. Aici ajungem și la Valentin și la... A fost un subiect discutat zilele... Cupa Campionilor. Da. A fost un subiect discutat și se văd că se tot discută zilele acestea. Cine a avut mai mare influență? Mie mi-e greu să spun, că eu eram jucător. Eu nu știu ce se întâmpla în spate sau la nivelul conducătorilor acestor echipe. Nu mi-amintesc ceva să știu că nu era mai puternic. Dar știu că erau, se puneau, încercau să se pună piedici din partea echipei rivale, din partea conducătorilor. Noi probabil că puneam și reciproc, probabil. Probabil, eu nu știu. Știu cu ce mă confruntam. Adică când jucam cu o Victoria sau cu Moreniu sau cu... Adică știu ce simțeam în teren și vorbele care erau. Că haideți că, uite, ăștia vor așa, 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 așa. Dar mi-e greu să spun de influențe. Influențe erau și la alte echipe atunci, că așa era la noi. De asta spun că e greu să comparăm acum ce a fost atunci cu ce e acum și să
acuzăm într-un fel vremurile de atunci. Asta a fost, au fost niște echipe mari care au adus niște rezultate fotbalului românesc și cred că asta contează cel mai mult. Eu întotdeauna am respectat rivalii pe Dinamo, pe Craiova, pe Rapid, întotdeauna am fost, pentru că eu înainte să ajung la Steaua nici nu știam unde să merg. Am avut la un moment dat ofertă Dinamo, Craiova și Sportul. Veneai de la Bistrița, nu? De la Bistrița. Și erau patru echipe, Craiova, Sportul, Dinamo și Steaua interesate. Steaua a fost mai deșteaptă, a trimis o mașină de armată la Luceafăr, acolo la electroaparataj unde eram. M-au luat, tata era deja în birou sosit de la St. George's, băi, la colonelul Nanciu, dacă vă amintiți. Și pe loc am semnat atunci. Acum nu ai așa niciun regret că Bistrița a dispărut, vezi? Toată lumea l-a înjurat pe Pădureanu, despre care tot spun mereu că a murit sărac. Cum a murit Pădureanu, s-a dus și fotbalul de la Bistrița. Da, da, el a avut o mare influență acolo. Cu toate bubele, cu toate defectele. Corect. Nu mai aranja cât un meci. Că... E un om care, alături de cei pe care am amintit mai devreme, la fel trebuie să-i mulțumesc. Și el a făcut foarte mult pentru mine. El m-a luat de la St. George's, băi, sigur, pe un vițel. A fost o poveste haioasă da, atunci. Da, el așa făcea. Da, a venit și culmea că în loc să vorbească cu tata, a vorbit cu fratele lui Geamă, că tata era plecat în Germania atunci. Așa. Și ăsta era un fratele tatălui meu, era un tip așa mai șmecheraș și da, domnule, nicio problemă, semnăm pentru Gloria Bistrița, gata, o rezolvăm. Și uite, un vițel aici pentru noastră, din partea noastră, deci... Așa era Neajan. Neajan, știți cum era. Veneau sărbătorile de iarnă, treceau pe la el o serie de oameni, foști fotbaliști, antrenori, toți, că le pregătea câte un pachetel la fiecare. Dar pe lângă asta, pentru fotbalul bistrițean a făcut mult. Fără el nu ajungea Bistrița să joace cupe europene sau să câștige o cupă a României sau să facă ce a făcut, asta e clar. Da. Și acum fotbalul e, din păcate, în Bistrița la pământ. Că, cum a dispărut el... Da. S-a prăbușit și fond. Horoba înțeleg că e acum până la Bistrița și încearcă ceva pe la... Să încearcă. Divizia se încearcă ce? Echipa e în Liga 3-a, parcă. Da. Da, mă rog. Bun. Gabi, Sevilla 86. Ăla e alt reper important al fotbalului românesc și al carierei tale. Ia da. Zic, că suntem la ora amintirii. Povestim. Ce ar mai fi de povestit după câte am povestit? Sau ce ai simțit la penalti? Deja întrebarea asta e... Ce să mai... Am și scris la un moment dat și pe Facebook am publicat așa o poveste cu ce am simțit în acele două zile cât am stat acolo și cu finala, cu tot. A fost ceva ceea ce eu am realizat doar când am ajuns la București. Când am... ieșit la aeroport acolo sus pe balustradă, unde era balustrada așa, și când am văzut puhoiul de oameni strâns, care ne scanda numele și când le-am vorbit printr-un megafon din ăsta mare, era acolo... O portavoce. O portavoce, da. Și atunci am realizat ce am făcut. Și a rămas, parcă și acum e un vis. E noroc că în fiecare an are cine să ne amintească de acel moment. Ce în ce mai puțin însă. Adică, zi-mi, v-ați imagina că ați putea câștiga? Era cu Barcelona, era pe terenul lor, mă rog, eu vă spun ce am simțit eu. Mie mi-era teamă că ne dau vreo 3. Chiar i-am zis lui Belon, înainte să plecăm la meci, când eram în cameră, că era colegul meu de cameră, i-am zis, băi, vezi ce faceți în apărare, că... astăzi e groasă. Să nu ne facă ăștia de râs, că am venit până aici, jucăm finală, dar ta lume să uite la televizor, să nu ne bată, să luăm goluri. Și el lasă tu, stai tu liniștit, că noi avem grijă în apărare. Vedeți voi ce faceți în atac, să dați și voi. Bine, Bela. Goluri, da, Bela. Bela în stilul lui, da. Da, da. Și asta a fost, da. A fost, bine, a fost seara lui Ducadam. Clar. El a fost principalul artizan. A fost o seară... Normal că am fost o echipă, că fiecare și-a adus contribuția, însă ceea ce a făcut el a fost ieșit din comun. Este o seară în care în 10 minute Ducadam a intrat în istoria fotbalului. Da. Nu numai a fotbalului românesc, a fotbalului în general. Adică da. Cartea recordurilor și așa mai departe. Cu care dintre jucătorii de atunci ai rămas mai prieten? Eu consider că am rămas prieten cu toți, deși cu unii vorbim foarte rar, așa că ne mai întâlnim o dată pe an, când mai aniversăm acel moment. În rest, cu Belo sunt mai des în contact, cu Stoica, cu Tudorel, cam ăștia, cu Ducadam, bineînțeles, mai ales de când suntem la aceeași televiziune amândoi.
Suntem mai... Da, cu Lăcătuș? Lăcătuș era într-adevăr rebel, așa, fuma aia, știe toată lumea, dar... Păi, dar la, după finala de la Sevilla, că n-am spus, și eu cu Belu am ieșit la... Zic, băi, hai să ieșim, eram la hotel, am ajuns la hotel și ne pregăteam să sărbătorim acolo, aveam o masă. Și la un moment dat zic, băi, hai să ieșim afară să ne plimbăm, băi, nu realizez, sunt atât de încă emoționat, sunt... Și am ieșit și am luat o țigară de la un băiat de la noi, un coleg de echipă, nu mai știu cine e, zic, dă-ne și nouă două țigări că vrei să fumăm o țigară, că nu eram fumător. Fumam o dată așa la... Nu știu, și am ieșit și pe mine am dat seama că n-am luat brichetă, că avem cum să le aprindem. Și am cerut foc de pe stradă la niște fani ai Barcelonei care mergeau așa supărați, se retrăgeau probabil spre gară, spre, eu știu, să plece înapoi. Era un cu steagul pe ei și ăsta și noi le-am cerut. Deci ne gândeam, uite, dacă ar ști cui le-a dat. Da. Da, eu insist. Da. A rămas vorba așa că Lăcătuș se mai lua în gură chiar și cu generalii. Chiar da. Și... Lăcătuș adică... în teren și când era fiar, așa cum e porecla lui. Însă în afară era cel mai blând băiat. Blând în comportament, în vorbă, adică așa cum e și acum. În schimb, în teren, pentru mine a fost un bun motivator în multe meciuri. Am avut momente, eu eram câteodată, nu recunosc, mi-era teamă de anumite meciuri. Sau cum a fost și la Barcelona. Și aveam nevoie de unul să mă impulsioneze, să văd că face unul ceva ca să-mi dea curaj. Aia, Lăcătuș întotdeauna n-avea nicio... El era primul și n-avea... El era primul, el se ducea, punea o talpă, mai făcea o acțiune și băi, se poate. La fel cum Iordănescu, când a intrat în finală și când am văzut cum îi dribla pe spaniol și asta și eu m-am chinuit tot meciul să fac cu meci. Sincer, eu n-am fost mulțumit de jocul ăla, de mine, da. Cum am jucat. Și mi-aș fi dorit să joc mai bine, să fac mai mult. Și când l-am văzut pe Ordănescu, fiind în teren, deja obosit, când îi dribla pe spaniol, zic, aoleu, zic, ia uite-mă că ce înseamnă curajul, ce înseamnă experiență, zic și eu, încă am emoții, încă nu am scăpat de emoții. E o întreagă discuție legată de ce rol a avut Valentin Ceaușescu în toată povestea aia legată de echipa aia. De pildă și asta cu Iordănescu, care era antrenor secund și care a intrat în final. Se pare că și aia este legată de el. Da, nu știu ce aș putea să spun în plus față de ce au spus colegii mei despre Valentin. Pentru că ăsta a fost el. El a fost, să zic, psihologul nostru. El a fost omul care a fost primul care a crezut că putem câștiga Cupa Campionilor. Și ne spunea lucrul ăsta și nu îl credeam. Adică spuneam, asta e, nu se pricepe prea mult, în fine, sau probabil vrea să ne încurajeze. E prea pasionat, adică da, dar el gândește ca un suporter. Da, el era, acum, sincer, vorbea mai mult cu cei mai în vârstă, cei mai cu experiență. Stoica, Beloni, Pițurcă, Iordănescu, cu ei era tot timpul și noi ăștia mai tineri mai puțin ne băga în seamă. Dar că Lăcătuș și mai amintea după finala asta, la o anumită perioadă când ne mai întâlneam și venea și el la întâlnire că, da, vedeți, pe noi nu prea ne băgați în seamă și până la urmă, uite, că stăteam eu cu el, tot noi v-am făcut fericit. V-am scos. Noi vorbeați numai cu Beloni, cu Stoica, cu aia bătrânii, cu noi, nu prea. Dar nu, sigur că vorbea și cu noi, era prezent în grupul nostru aproape tot timpul în perioada aceea. Și a fost ca un psiholog. Vorbea foarte mult, se întâlneau foarte mult la domnul Ion Alexandrescu în birou, el cu președintele, cu Neaemi, cu Iordănescu, puneau la cale împreună tot timpul strategii și asta și uite că au dat dovadă. Atunci la Sevilla a fost o surpriză și apariția lui Vardinoianis. Da. Armatorul grec care era prieten cu cine? Tot cu Alexandrescu? Cu Vardinoianis era prieten cu Valentin și cu Iordănescu. Valentin. Cu Iordănescu era cel mai bun prieten pentru că el a dus pe Iordănescu în Creta, dacă vă aduceți aminte. Da, la Ofi. Da, mie mi-a părut rău când a plecat atunci pentru că era omul care, colegul meu de echipă și mă baza mult pe el, aveam parcă nevoie de un om care să mă îndrume pe drumul bun la Steaua. Și a plecat, apoi ne-am întâlnit, că noi am făcut pregătiri în Creta cu Steaua după ce el a plecat acolo și datorită că faptul că el era jucător și, da, și cu Vardinoianis,
s-au împrietenit, Vardinale s-a împrietenit cu, și cu Valentin, cu Steaua, și a devenit un fan al Stelei, el fiind președintele lui Panathinaikos. Da, știți? La vremea aia, da. Da, și atunci la finală a fost invitatul de onoare și după aceea ne-a oferit o vacanță în Grecia, până, după ce am câștigat Cupa Campionilor. Țin minte că am fost invitați de el, ne-a dat și niște bani. Aveam un hotel Meridian la Atena, mi-aduc aminte. Aveam un hotel, dar noi atunci am stat undeva în Glifada, într-o pensiune, un fel de pensiune, numai noi eram acolo. Mai am eu o întrebare legată de finala de la Sevilla. O întrebare grea, dar mai aștept. Zi-mi, în toată perioada aia în care Steaua s-a jucat în campionat, într-adevăr, tu ai 6 titluri de campion cu Steaua, nu? 5. 5. 5 și 3 cupe. Bun. Ceva meciuri aranjate? Da? Cinstit, că Duc Adam de pildă a recunoscut. Na, Ovidiu, eu vă jur că au fost, din ce știu eu, 2 meciuri în care adversarii s-au rugat să facem un meci nul. Noi eram înaintea unor meciuri, am mai spus lucrul ăsta, unor meciuri importante din Cupa Campionilor și ei s-au rugat să facem un meci egal și să nu ne lovim, să nu... Nu, oricum nu era că făceam un egal sau... Adică nu mai conta pentru nu mai conta. Știți că erau 2 puncte la victorie atunci. Da, da. Dar și atât mi-aduc aminte. De 2 meciuri în toată activitatea mea de 9 ani la Steaua. Eu habar n-am de alte lucruri dacă au fost. Și nu cred că au fost. Bun, și în alea 2 ați cedat? Adică da, în alea 2... Le-ați dat punctele? Da, am făcut meci nul. Da. Am făcut meci nul. Nu mai vreau să mai amintesc cine erau echipele sau... Da, asta a fost. Deci nu mi-amintesc de altceva. Nu, și nu vreau să acuz alte echipe că făceau mai mult sau ceva. Sau... Astea au fost vremurile, n-ai ce să le faci. Iar astea au fost niște lucruri care se mai întâmplau. Se rugau echipele, veneau în Ghencea și pe culoare acolo când ieșeam, se rugau să nu-i batem jucători. Rău. Da. Băi, vă rugăm frumos, hai. Am dat 11-0 sau 11-1 Corvinului atunci. 9-0 parcă la FC Old. Că, pe urmă, ne-am încăierat cu ei la ei acolo, la Scornicești, după meciul ăla. Adică, n-am avut... Asta era o mare îndrăzneală atunci să bați Scornicești și la Scornicești. Da, și atunci a fost un general care ne-a spus înainte de meci să nu-i batem prea rău, să avem milă de ei și să nu-i batem mai mult de 2 goluri diferență. Iar după ce s-a auzit de chestia asta, până să intrăm pe teren, Valentin a venit și ne-a zis că dacă se întâmplă ceva și ne bate în joc de fotbal și facem ce ne-a cerut generalul respectiv, el nu mai vine la echipă și nu mai are nicio treabă cu noi. Și am ieșit și s-a terminat 9-0. Gabi, 9-1. Se băgau generalii? În general nu, bănuiesc că le era frică de Valentin până la urmă. Nu se băgau. Adică asta a fost singura chestie de care mi-amintesc eu când mi s-a cerut să stăm mai blând. Dar... în rest, generalii veneau des la ședințe, ministru, a fost Olteanu o perioadă lungă, după aceea Milea a fost ministru care venea, a fost și Stănculescu la un moment dat pe la noi, Ilie Ceaușescu venea tot timpul, el era adjunct, da, de ministru, nu? În acea perioadă. Și făceam ședințe din astea, când mai ales înaintea meciurilor importante. Da, Ceaușescu niciodată, nu? Nu. Afară de momentul în care v-a doar când a fost la l-a premiat? Da, când ne-a premiat, dar nu niciodată. În rest niciodată la ședințe, la antrenament, la... Bun, și premiul ce a fost? Un aro, nu? Păi l-am tot discutat. Aro, un aro puțin folosit. Avem acelea subiecte de 30 de ani. Da, un aro puțin folosit. Al meu avea vreo 3000 de kilometri, ținte că înainte să-l vând am ieșit o zi cu el și când am văzut că trebuie să schimb vitezele cu 2 mâini, că de-abia puteam să mișc acea manetă de acel schimbător de viteze, l-am dat, toți l-am dat, nu știu dacă a rezistat la unul mai mult de o zi, două. Ți-aduce aminte de cât ai luat pe el? Da, 250.000 de lei. 250.000. Am luat bine, da. Da, am luat 250.000 de lei, bani, cash, miroseau a... șură din asta, stătută. A, tot în mărginimea Sibiului undeva. Nu știu de unde era, dar era un om care avea la țară... Cioban cred că... Da. Banii miroseau a stătut, adică a fân, adică se vedea că omul îi ținea, probabil sub o saltea cu fân sau eu știu. Oricum ai luat mai mult decât Duc Adam, care a zis aici că a luat 200.000, deci tu ai luat 250.000. L-a vândut slab, probabil că a lui era mai veche. Mai veche. Gabi, și acum întrebarea cheie, te rog să te concentrezi. Spune sincer, ce ai simțit când ai bătut lovitura? Da.
Bun. Ce să simt? Emoții, emoții și... Nu, n-aș fi vrut să fiu la momentul ăsta, dar tot Lăcătuș a fost cel care m-a întrebat. Când am văzut că unii erau accidentați, nu vreau să bată, tot el, hai bă, să batem noi. Și zic, păi batem, dacă nu ne întreabă nimeni... E tot Lăcătuș cu curajul. Adică... Da, și păi dacă nu ne întreabă nimeni și pe noi îi întreabă numai pe ăștia, eu aș bate. Eu, dar ca să pară vitează. Da, da. Și el, Neemi, bat și eu cu Gabi și te facem cel mai mare antrenor. Tupeul lui cum era. Și pe urmă mă rugam, zic, aole, de ce noi fi tăcut, băi, ce ți-a venit? Zic, dacă ratez, toată țara, o vedeam, toată țara la televizor, toți fanii cum stăteau și se rugau la fiecare penalti. Și mă gândeam, zic, eu ratez, vai de capul meu ce va fi pe mine, cade cerul pe mine. Asta a fost, a trecut cu bine. Bun, hai să mergem mai departe, ce să facem. După care ai terminat fotbalul și te-ai apucat de antrenorat. După care te-ai lăsat surprinzător, zic eu, de antrenorat, după ce ai antrenat și o echipă națională, poate că lumea nu știe, Gabi Balint a antrenat Naționala Moldovei. Și nu cu rezultate proaste. Nu, mă rog, la nivelul Naționalei Moldovei. După care te-ai lăsat de câți ani? De 10 ani? De 8 ani? De când a promovat Craiova în prima ligă. Eu i-am promovat. Da, de atunci. Asta a fost și prima echipă. Și acum ești, iară știe toată lumea, expert TV, să zicem așa. Da. Cum te simți în calitatea asta? Da, îmi place. Îmi place să vorbesc despre fotbal. Sigur, de multe ori sunt lucruri pe care aș mai vrea să le spun și nu le spun, tocmai pentru faptul că am un respect în primul rând pentru jucători și pentru antrenori. Și îmi pare rău că sunt nevoie de multe ori să-i critic. Și eu am fost jucător, și eu am fost antrenor, știu că e neplăcut. Dar eu sper ca prin criticile mele ei să înțeleagă că le vreau binele, că cumva poate observ ceva și poate îi ajut să se îndrepte, să îndrepte niște greșeli. Nu spun că ceea ce spun eu totul e adevărat sau că sunt eu cel mai mare specialist. E părerea ta. Dar o părere mi-o spun. Și încerc tot timpul să fiu obiectiv, deși am un singur om pe care mi-a fost greu să mai critic jocul, el e Hagi, care vorba aia, suntem mai mult decât niște prieteni, ca frații. Apropo, amândoi am avut doi frați care n-au reușit să trăiască, au murit la scurt timp după naștere. Nu știu dacă știa lumea lucrul ăsta și atunci poate și asta ne-a unit și de multe ori ne spuneam frate, adică pe undeva el mi-a luat locul în echipa la Steaua. Eu i-am dat tricou când a venit la Steaua, i-am luat tricou și l-am dat, poftim, că nu vreau să mi-l ia Iordănescu să ți-l dea, zic, ți-l dau eu din prima zi, tu ești numărul 10, eu niciodată n-am fost. Și de asta spun că mi-e greu să-i critic, dar sper să înțeleagă că nu o fac cu răutate. Nu am nicio răutate când critic sau când spun ceea ce văd. Bun, dar asta ți-a adus niște adversități? Adică da, s-au supărat unii? Categoric, bineînțeles că s-au supărat. Păi Dan Petrescu, care e vorba aia, fostul meu coleg de echipă, și cred că îl aud de 10 ori și îl critic o dată. Deci cam ăsta e procentul. Și atunci când l-am criticat, nu mai vorbește cu mine, e supărat. Pentru că așa e și de asta nu înțeleg. Dar când spun lucruri frumoase despre CFR, despre el, despre ceea ce face el acolo sau despre alte echipe unde a antrenat, e ok. Sau poate alea nici nu le bagă în seamă. Da, bine. O dată, o critică. Dar Hagi? Hagi mi-a spus întotdeauna, poți să spui orice vrei. Poți să mă critici oricât vrei. Eu niciodată nu o să mă supăr pe tine. Eu... Aveți fire și fire. Fiecare... Da. Percepe altfel. Da, și atunci mi-e greu câteodată, chiar dacă nu-mi place jocul viitorului, la un meci, sau mi se pare mie că el face greșeli sau ăsta, mi-e foarte greu să-l critic. Dar recunosc lucrul ăsta, adică decât să spun ceva, mai bine nu spun nimic. Mai bine te abții, da. Da. Bun, spune-mi, Gabi, să ne întoarcem, că e vina mea că am uitat. În 94 ai fost secund. Am fost director sportiv, dar am fost ca un secund. Erai pe bancă, nu? Da, bineînțeles. Stăteam lângă Iordănescu. Da, tocmai. Da. Ți-aduce aminte de ratările, de meciul cu Suedia ăla? Mi-aduc aminte și nu o să uit că... Noi avem vreo 7 subiecte pe care le vom discuta încă 100 de ani. Între cu fiecare parte care a participat acolo. Da. Ezitarea lui Prunea și așa mai departe. Da, mi-aduc aminte perfect și mi-aduc aminte că eu am fost cel care a spus primul să bată Belodedici. Tocmai. Pentru că el a bătut în finala cu Steaua Roșie care Belgrad. Care a ratat. Cu Steaua Roșie Belgrad, da. Când a marcat în Cupa Campionilor. Acolo a ratat. Da, și bătea bine. Noi am repetat și la antrenamente penaltiuri.
Și el cu Dan Petrescu erau jucătorii care n-au ratat un penalti. Mi-aduc aminte perfect. Că băteau ca la meci, adică, sigur, cu elan, cu fluier de arbitru, exact cum ar fi la meci, dar niciodată nu o să poți să ai tensiunea unui meci când execuți la antrenament. Bine, Belotedici, un clar. Jucător foarte tehnic. Da, deci tehnic și calm și asta. Nici nu mă gândeam că o să rateze. Până urmă mi-a părut rău, asta e. Am greșit, poate a fost și, dar eu cred că oricum l-ar fi pus să bată. Dar eu am fost care, când făceam lista, eu zis, pune, hai să-l punem și pe Belotedici. Da. Și după meci? Și după meci, nu mai era supărarea atât de mare încât nu n-a mai fost loc de reproșuri. Noi am încercat să le ridicăm moralul jucătorilor, pentru că asta e, se terminase un ciclu extraordinar și îmi pare atât de rău că se putea merge mult mai departe. Asta a fost diferența între echipa de atunci, de 94, și noi în 90. Că cei din 94 au avut experiență mult mai mare. Deja aveau toți 4 ani de campionate, da, străine. Da, și jucaseră afară foarte păi mult. Păi tocmai. Și aveau altă experiență. Și îmi pare rău că puteam mult mai mult. Trebuia să jucăm atunci cu semifinală cu Brazilia. Categoric. Da? Din păcate, asta a fost. Iar cu Prunea am mai spus-o. Mi s-a sugerat și mie de Moraru pe bancă atunci, înainte de a termina meciul, să-l schimbăm pe Prunea, să-i spun lui Iordănescu. Ei n-aveau curaj nici Țețe Moraru, era domnul Dumitriu, era secund și bă, știau că e greu să accepte domnul Iordănescu lucrul ăsta. Eu i-am spus pe bancă, hai să facem, deci o schimbare. Deci tu ai spus pe bancă să-l schimbe pe Prunea. Da, da, am zis, hai să... Și s-a uitat la mine așa și zice, tu ești nebun, cum să facem schimbare? Adevărul că acum, gândindu-mă, nu știu dacă aș fi făcut și eu. Mie nu mi-a trecut prin cap în momentul ăla, dacă nu-mi spuneau ei. Dar ei erau acolo și, băi, hai să facem, că ăsta a greșit, e cu moralul la pământ. Stelică e bun la 11 metri, că noi făcusem încă o dată, vă spun, la antrenamente. Asta nu înseamnă că dacă am făcut schimbarea, ne garanta. Dacă... Dar aveam șanse mari. Cu Stelea aveam șanse mari, pentru că el era bun. Cum era Ducadam la penaltiuri. Așa era și Stelea. Avea intuiție, avea ceva. Uite, Stelea, altul care a făcut antrenorat și ca și tine s-a retras. Probabil noi suntem un pic și mai boemi. Probabil că noi nu suntem cum sunt Hagi, Petrescu, Lucescu, amândoi, să ne dedicăm 24 de ore, 7 zile pe săptămână, da, fotbalului. Noi am fost poate altfel, noi vedem altfel. Asta a fost unul dintre motivele pentru care m-a retras. Apoi au fost și alte motive de fotbal românesc, care... Adică au fost niște motive care te-au îndepărtat? M-au îndepărtat, da. Au fost mai multe motive. În momentul în care am promovat și cu Craiova, ei vreau să continui, recunosc că eu am fost cel care am decis că... Nu știu, am simțit că acolo trebuie să fie cineva de-a lor. Ei țin foarte mult la... Să fie un oltean, da, antrenorul oltenilor. Da. De-aia l-au adus pe Bergodi și acum le merge bine cu Bergodi. Și le merge bine. Dar în momentul ăla, da, eu de la început am fost privit ca un stelist. Eu când am ajuns acolo, prima discuție am avut-o cu suporterii. M-au chemat cei reprezentativi dintre suporterii lor să mă... M-au chemat la o discuție să-mi spună că să nu mai... Eu să nu consider că sunt stelist sau fost stelist sau eu să nu mai vorbesc de Steaua nimic acolo. Să vorbesc numai de Craiova. Eu normal că le-am explicat, zic, băi, dacă va fi vorba sau cineva mă va întreba vreodată despre Steaua, n-am cum să vorbesc rău despre Steaua sau despre... Sau să spun eu că nu sunt stelist până la urmă în sufletul meu. Dar eu mă bucur că pot să fac ceva aici la Craiova și poate reușim să promovăm și rămân și eu în istoria Craiovei cu o promovare. Pe urmă ne-am înțeles foarte bine. Deci eu cu suporterii am avut o legătură extraordinară și când la sfârșitul campionatului, când am promovat și m-au sultat pe acolo jucătorii în teren și toți suporterii m-au încercat, a fost o senzație extraordinară. Ce-au credeți-mă. Uitat că veneai de la Steaua. Nu s-a mai pus vorba. Oricum Steaua dispăruse pentru mine, în sufletul meu, în momentul ăla. Steaua pentru mine întotdeauna va rămâne echipa, așa cum a zis și domnul Ieni, echipa care a jucat atunci Cupa Campionilor, cei 9 ani de la Steaua. Apropo, că am văzut acum că sunt într-un clasament în primii 10 jucători ca număr de prezențe la Steaua, din istorie. Un lucru senzațional pentru mine. Da, sunt în primii 10 ca număr de gol, ca golgeteri. Am fost golgeter în 89-90 și sunt între primii 10 golgeteri. Deci, ce poți să-ți dorești mai mult? Nu? Adică pentru mine totul a fost ceva senzațional astea. Auzi, Gabi, și în polemica asta, că noi din orice facem o polemică. CSA, Steaua, echipa Ministerului sau FCSB-ul?
Unde te așezi? Clar mă așez la CSA Steaua, pentru că acolo sunt foștii mei colegi, pentru că acolo e echipa armată, știu, da, bani publici, acum vorbim că-s bani publici, că nu știu ce. E pe undeva adevărat și lucrul ăsta. Dar nu pot, eu nu mă văd niciodată în trecutul FCSB-ului, adică pe mine nu mă reprezintă FCSB-ul. Din cauza faptului și îmi pare rău că tot timpul se va credea că am un conflict cu Becali, cu Gigi Becali. N-am nicio treabă cu el, îl știu de când eram jucător, venea la noi la stadion, de atunci. N-am avut niciodată probleme din punctul de vedere, dar el ce a făcut cu echipa asta, că e echipa lui, deci nu mai e echipa suporterilor, nu, e pur și simplu echipa lui, face ce vrea cu ea. Nu-l interesează performanța, îl interesează doar banii, doar dacă asta e Steaua, din punctul de vedere, lăsăm deoparte... Nici ce... măcar nu se ascunde, el spune păi numai da, banii. A spus, nu mai spun cum s-a comportat cu antrenorii și cu foștii fotbaliști. Deci dacă pentru unii asta înseamnă Steaua, îmi pare rău. Eu, pentru mine, nu poate să însemne. Le respect tuturor, că am văzut că galeriile s-au divizat, adică suporterii s-au divizat. Îi înțeleg și pe cei care sunt lângă FCSB, pentru că în sufletul lor tot roșu-albastru e... sângele, da, în ei, tot roșu-albastru e sângele și Steaua rămâne în suflet, dar eu nu pot, n-am cum, nu pot să accept ca echipa aceea mare în care am jucat și cum era organizată să ajungă să fie comandată de un om și la modul cum e, adică nu înțeleg. Lăsând deoparte ce s-a obținut în procesele lui Talpan, astea sunt lucrurile care era normal să se întâmple. Era normal și eu mă bucur că a fost un om care a demonstrat, măcar din punct de vedere juridic, că sportiv, toți știm că e continuatoarea Stelei, FCSB-ul. Da, da. Asta din punct de vedere sportiv, că federația accepta lucrul ăsta. Dar cum s-a întâmplat? Și eu am participat în perioada aceea la ședințele care au fost și știu cum s-a întâmplat și atunci m-am retras. Eram și eu în consiliu acela de care s-a făcut de conducere sau nu știu cum se numea atunci, cu foștii jucători, cu toți eram, dar pe noi nu ne întreba nimeni nimic. Deci, în momentul ăla am plecat, n-am mai... Crezi că ai putea vreodată să lucrezi cu Gigi Becali, sincer? Dacă acceptă condițiile mele, da. Dar eu niciodată n-aș accepta condițiile lui. Indiferent că îți spune de bani, că puteai, uite, veneai că odată mi-a spus în direct la o emisiune că dacă erai antrenor aici, vezi, poate prindeai și tu un contract în Țările Arabe, aveai și tu câteva milioane și pe milioanele, eu cred că mai presus decât banii și decât ceea ce crede el că e important în viață, eu cred că demnitatea e pe primul loc, adică eu n-aș putea accepta, păi eu aș fi râs dacă mi-ar fi trimis vreun bilețel sau să-mi zică unul de pe bancă, păi îi zburam pe toți de pe bancă în momentul ăla, când spunea spune unul... Spune pe cine să schimbi. Spune, da, vezi să... că schimb pe ăsta sau... Păi, am avut și eu momente, am lucrat cu conducători dificili, și... dar da. credeți-mă, și cu Iancu, cu care m-a încertat la urmă, că n-am mai vrut să mă plătească și asta, întrebați-l cum eram eu ca antrenor sau asta și o să vedeți că nu o să vă spună lucruri negative, adică bun, la un moment dat e mai ce, poate și eu sunt încăpățânat câteodată și vreau să fac într-un fel și fac într-un fel, dar credeți-mă că am avut o relație bună și cu domnul Iancu, cu Porumboiu nu mai vorbesc, la fel de bună am lucrat la... Porumboiu nu se băga la echipă? Deci, noi discutam despre echipă. Ia zic, cum faci? Asta e absolut normal. Da, ce zici? Tu cum vrei să joci? Sau cum vrei să faci? Da, uite, așa, așa, bă, eu am ținut cont. De Iancu am ținut cont odată când mi-a spus că n-aveam mijlocaș dreapta la un meci cu Rapidul aici și se punea deja problema că pierduse un meci la Vaslui după 9 etape, după 9 meciuri în care n-am avut nicio înfrângere și am pierdut la Vaslui și, până, deja după primul meci ăla că să mă schimbe. Și era meci la Rapid. Și n-aveam mijlocaș dreapta. Și el mi-a zis, bă, vezi că fratele lui Caramian ăla, care juca în stânga, da, știți? Artiom, fratele lui, Arman, sau așa, parcă îl cheamă, a mai jucat mijlocaș dreapta, deși e stângaci. Vezi, încearcă cu el. Și zic, o să văd săptămâna asta, înaintea meciului, și o să-l probez. Îi mulțumesc pentru informația respectivă. Am jucat cu el mijlocaș dreapta. Pentru că n-aveam nici altă soluție, plus că el jucase de câteva ori. A dat 2 goluri, am bătut 2-0 la Rapid. Deci, ca să vedeți, sigur că trebuie să ai discuții cu, dar nu asta, că scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla, bă, eu fac, sau să te facă praf. La mine, cu domnul Iancu, s-a rupt după meciul de la Vaslui, de care vă spuneam. Aveam doi jucători, unul cu arcada spartă pe margine și încă un jucător, parcă eliminat. Conduceam și ne-au dat 2 goluri în 5 minute. S-a întâmplat. Asta a fost
Și după aceea m-a făcut praf la televizor. Și din momentul ăla s-a terminat. M-a făcut praf, a ieșit, că Balin, că nu știu ce, că nu știu cum. Că... Adică ai plecat tu sau te-a dat afară? Nu, nu m-a dat afară. Eu aveam în contract cupa sau campionatul. Unul dintre cele două trofee. Eram calificat în finala cupei. Bătusem Dinamo 4-1 în semifinale. Eram în finală deja și în campionat aveam șanse de loc întâi. Până la meciul cu Urziceni, chiar și după. Nu, la meciul cu Urziceni, penultimul meci, când ei m-au bătut acasă cu 2-1. Da? Am condus cu 1-0 la pauză. Meciul ăla, dacă îl câștigam, eram campion cu Timișoara. Dar rămăsesem cu al doilea trofeu. Și în momentul ăla ne-am supărat, în fine, și am zis că mai bine, hai să joace ei finala, cu cine vor, să pună antrenor pe cine vor. Bun, experiența din Moldova cum a fost? Foarte bună. Și cea de la Tiraspol chiar, că am fost și un an la Tiraspol. La Tiraspol ai câștigat campionatul. Am câștigat campionatul, dar am câștigat cupa CSI, fostele țări, sovietice. Care era o cupă la care patronul de acolo ținea foarte mult. Deci dorea mult să o câștige, nu o câștigase niciodată. Și după mine am mai câștigat-o cineva la câțiva. Și am câștigat-o eu atunci cu șeriful. A fost o experiență foarte bună. Mie mi-a plăcut acolo. Am avut un patron care, cum să spun, am citit acum o întâmplare. Cine povestea care a fost jucător, că a venit și a aruncat o grenadă în vestiar la pauză. Nu? Și nu știu cine a spus că a fost. Și cred că a fost în stare să fac o glumă din asta. Vă dați seama că era o glumă. Sau să-i sperie puțin. Dar era foarte dur. Foarte dur, însă omul niciodată nu s-a băgat în probleme tactice sau ceva. Mă chema, mă felicita sau mă făcea praf dacă nu aveam rezultate. Dar salariile le plătea la timp. Da, nici vorbă. Nu avea nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Era un om atât de corect. Când spunea ceva, așa se întâmpla. Și atunci când am câștigat cupa CSI, mare sărbătoare a fost acolo. S-au tras cu artificii toată seara. Auzi, Gabi, dar condiții în Moldova? La Șerif, nu se compară cu nimic, v-am spus, au făcut o bază chiar atunci, adică a fost gata, hai de capul meu, dar e ceva, dar toată lumea a vorbit de baza Șerif, să există și pe net, să poate vedea, ceva incredibil ce a făcut el acolo, 140 de milioane de dolari a băgat atunci, în perioada aceea. Iar la echipa Moldovei mi-a plăcut, da, rezultatele au fost, să zic că am bătut Finlanda în primul meci, apoi am avut meciuri grele, vă dați seama, jucam cu vicecampioana mondială în grupă, cu Olanda. Ne-a bătut 1-0 acasă, 1-0 la ei, cu Suedia, cu Ungaria, adică am avut o grupă foarte grea. Dar ceea ce oamenilor le-a plăcut e că eu m-am dus cu un aplomb ofensiv, m-am dus altfel, nu cum era Moldova obișnuită, să se apere cu toată echipa tot meciul și dacă realiza ceva în atac, bine, dacă nu, măcar să nu ia gol. Sau... Eu m-am dus și am încercat să jucăm și asta le-a plăcut. Plus... cum am încercat să organizez treburile la nivel de echipă națională, la fel, au rămas, cred, cu niște lucruri interesante acolo. Bun, dar în ciuda acestei experiențe, pare să că pozitive, să zic așa. Da. Ai renunțat la antrenorat? Păi n-am renunțat, s-a terminat campania. Că Pandurul s-a întors după 12 ani. Da, acolo s-a terminat campania, dacă vorbiți de... Nu. Moldova. În general că am renunțat. Am renunțat pentru că nu mai pot. Am avut și problema... Adică am avut acum asta avut cu sănătatea. Da, dar simțeam că nu știu, mi-era greu să antrenez. Poate că aș antrena din nou acum, poate că aș... Dar mai mult undeva legat de copii, undeva legat de ceva fără să fie atâta de multă presiune, de tensiune. Da. La echipele mari e greu acum. Mai ales în fotbalul românesc, nu cred că m-aș mai apuca. Da, de afară, prefer o viață mai liniștită. Nu, nici vorba. Acum de unde de afară? N-am mai antrenat de atâția ani. Nu. Iar eu am avut atunci oferte de afară și nu m-am dus. Am avut în Rusia, am avut tot așa și într-o țară arabă, dar nu. În Arabia Saudită a fost vorba. Bine, acum din ce am citit eu și nu aștept nici să confirm, nici să infirm. Nu stai rău cu banii, Forbes te dă cu 15 milioane de euro. Deci... Ce anume? Forbes te dă cu 15 milioane de euro. Păi bine. Ți-a mai furat din ei. Vai de capul. Când aud milioane deja e... No. No. Am realizat ceva în viața asta. Am două fete pe care trebuie și îmi doresc să le cresc. Să-ți trăiască. Da, una e studentă în Spania, nu? Una e studentă în Spania și cealaltă e aici în România, e la școală. Sper să pot, să-mi permit să le ofer ceea ce...
au, de ceea ce au nevoie ca să crească bine. Asta îmi doresc cel mai mult. În rest, eu m-am retras la țară. Eu ușor, ușor o să părăsesc Bucureștiul. Nu știu când, dar nu o să dureze mult până se va întâmpla lucrul ăsta. Și mă retrag la o viață simplă. De acolo am plecat, acolo mă întorc. Totuși, din ce am înțeles eu și sper că am înțeles bine, portița rămâne întredeschisă. Adică e posibil să te mai întorci în antrenorat. Nu știu dacă antrenorat, poate mai degrabă un fel de... Uitați, mi-ar plăcea într-un fel, uitați, la Bistrița, la mine acolo, să facă cineva o academie de fotbal. Sunt niște centre din astea mici, sau, dar să facă o academie la nivel de primărie. Eu nu pot să-mi permit să fac cum a făcut Hagi, să investesc banii pe care am investit el, pentru că nu-i am și nu mi-aș risca niciodată banii în fotbal. Dacă ar fi mulți, da, poate că o parte aș risca, dar nu pot să-mi permit. Asta, recunosc lucrul ăsta. Însă aș putea să fiu de ajutor într-un ceva de genul ăsta, adică să conduc o școală, pentru că, din păcate, copiii nu mai prea fac sport, și mai ales fotbal, cum făceam pe vremea noastră. Și atunci, poate aș convinge. Alte poate... sunt tentațiile azi. Toată lumea e pe computer, toată lumea e pe tabletă. Astăzi fotbalul e pe televizor. Gabi, iar am uitat. Se face stadionul Steaua. Da. Crezi că FCSB-ul ar trebui să joace acolo? Să aibă dreptul? Nu. Tu zici că nu, pentru că e în concurență cu Steaua, adică, clar, eu înțeleg că e făcut din bani publici și că cine plătește poate să joace, însă ei nu. Și lucrul ăsta nu spun iar cu răutatea, o spun pentru fani. Vă dați seama ce ar ieși între fanii Stelei și fanii FCSB-ului. Da, posibil. Adică nu cred că ar fi bine. Încă erări, să zic. Încă erări. Și așa sunt destul de separați și sunt între ei tot felul de scântei. Mai bine să rămână așa. Adică Steaua va juca acolo. O să vedeți că Steaua... Nu știu dacă va ajunge în prima ligă imediat sau, dar cu timpul, având acest stadion, să vedeți cât va conta. Va aduce lumea, se vor investi. Sigur că va trebui să vină cineva cu bani. Va trebui să vină ori un mare... un investitor. Un investitor mare, adică clar, care să poată să ducă echipa din nou. Pentru că fără bani nu poți să ajungi în prima ligă. Asta e clar. Dar trebuie făcut altfel. Trebuie făcut altfel și Steaua să rămână în primul și în primul rând a suporterilor. Pentru că ei sunt cei și au avut cei mai mulți suporteri în țara asta. Și cred că încă sunt. Împărțit și steliști. S-au dezbinat. Da. Bun, eu îți mulțumesc că ai venit. Ne îndreptăm spre final, firește, și lucrurile frumoase au în sfârșit. Gabi, aveai un studio de înregistrări. Am citit undeva că știi să cânți la saxofon. Da. Mi-ai spus că nu e adevărat. Nu e adevărat, eu am avut un studio făcut când jucam la Burgos, l-am făcut acolo, că aveam un prieten care uite, avea... Uite, de Burgos n-am apucat să te întreb. Nu, și mai ales mi-aduc aminte că ați participat atunci la negocieri, că erați traducător, da. Cu Gavrilă, parcă exact. Era. Da, la un moment dat ne-am întâlnit. Și problema e că am avut acolo timp mult, în afara fotbalului, n-aveam ce să fac și eu cu muzica întotdeauna am fost prieten. Și mi-am făcut un studio acolo, pe care l-am adus acasă când am venit. Și, aici și am scos un disc, un disc, o casetă, da. De fapt, că nu era un disc. Și atât a rămas. Sunt pe YouTube, am un canal pe YouTube. Studioul mai ai? Studioul nu-l mai am. Nu. Da. Bun, îți mulțumesc, Gabi. Doamnelor și domnilor, a fost Gabi Balint. Îi mulțumesc și în numele dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră cu speranța că v-ați uitat. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.